Marțar, între orele 22 și 24, lucrătorii biroului de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au acționat pe arterele de circulație din oraș pentru depistarea persoanelor care întrețin raporturi sexuale în scopul obținerii unor sume de bani sau foloase materiale. Au fost legitimate 20 de persoane și au fost aplicate 13 sancțiuni, dintre care 11 pentru practicarea prostituției. Valoarea amenzilor a fost de aproximativ 6.500 de lei. La rândul lor, tot marți, polițiștii biroului Transporturi Maramureș au verificat stațiile CFR din Baia Mare, Sein, Ulmeni și Satul Lung pe Someș și au patrulat 28 de trenuri de călători. Astfel a fost găsită o minoră care era reclamată dispărută după ce a plecat dintr-o casă de tip familial din Baia Mare. Au fost depistate 117 persoane care călătoreau fără bilet și au fost aplicate sancțiuni în valoare de 500 de lei în cazul a două persoane care, fiind în stare de ebrietate, au provocat scandal în stațiile CFR. Totodată, în cadrul acțiunii au fost legitimate peste 100 de persoane și au fost controlate 14 bagaje.